2019, când doi vecini de mei mi-au omorât tatăl în casă. El a revenit din Germania. Dar dați încep, dumneavoastră îl cunoașteți pe tata meu. Vreau să vă spun cine chiar o să, dacă o să vă aduceți aminte. Ați avut un caz la gara feroviară cu un taxist. Deosebit. Un șofer de taxi, da, care nu Da, ne dădea bon de casă? care au zis că a luat bun, că l-a luat, am înțeles că acolo cât trebuia, doar că nu a dat bunul de casă. Da, sau îmi dădea unul expirat. Apoi el e tata tău? Da, el e tata meu, da, Oho. el a fost omorât, el a fost omorât în 17 aprilie, noaptea, în casă la noi. El lucra în Germania și a revenit în țară că să odihnească, mă rog. Și 19 aprilie l-a omorât. De atunci am avut nenumerate ședințe. Am mers însărcinat acasă. Dar și o găsit făptașii Eu că au fost prins pe ședințe dânsii, de care sau de anchet? da, eu prins pe dânsii, ei s-au arestați și au luat avocați. Avocații nu se prezentau la judecăți. Inventau diferite motive ca să nu se prezinte la judecăți. Am mers acasă însărcinată, toate judecățile mi s-au anulat. Am mers cu copil mic, eu i-am rugat, i-am zis, eu nu pot să vin. Eu fiind fiica decedatului, eu trebuia eu să fiu acolo. I-am spus, vă rog, nu mai anulați, că eu nu pot să vin, să chinui copilul pe drum. A, deci dumneata Toate ai au fost statut anulate. de succesoare a părții vătămate, da? Și Da. ați cerut să judece în lipsa dumneavoastră. No, da, s-a pornit. Prima judecat cu mine, ne-am pornit. Tot a fost bine. Ultima judecat care s-a făcut, o audiat unul din trânsii l-a audiat, ăla a recunoscut, pe a doilea iarăși, când o dat să-l interogheze pe a doilea iarăși a început avocatul să nu se prezinte la judecăți. Înțelegeți-mă, ei intind ca să facă un an de zile, după cum la noi legislația, la un an de zile să-i elibereze acasă. Nu Dar știu, păi nu nu înțeleg. scapă dacă îi condamnă după aceea, îi arestează din nou. Dar Cu ce îi cum, încălzește domnule? dacă o să stea o leacă acasă? Da, cum ei o să fugă, domnean, mă scuzați, O să-i domnule, găsească, cum există Interpol. O să le mai mărească pedeapsa dacă fug de pedeapsă. Dar Dar nu aș fi scăpat astăzi, fug câți iarăși în Ucraina. Doi, îs doi, da, doi doi. suspecți și Da. inculpați? Dar ce instanță examinează? Însă la judecătoria Hâncești, raionul Ialoveni. A, raion. Judecătorul e Olărescu, Victor Olărescu, da. Și noi credem, noi ne Și gândim când e cât următoarea ședință? în mai, dar ei deja expiră, în aprilie expiră, ei Dar deja și trebuie s-a arestat, să s-a arestat imediat după omor, mai... în aprilie, fix? Da, a doua, a treilea zi, eu prins, a treilea zi, eu vrut să fugă, eu prins și eu arestat, da. Și de atunci, atâta un an de zile mă chinui și tot îmblu și îmblu Da, și... aveți un Nu pot. avocat sau v-ați Da, reprezentat singură? am avocat, Ian Dogotari, am Și avocat la proces. avocatul nu a cerut ca să stabilească termen până O la cerut, 19 mai au ca să cerut și scoată s-a făcut sentință. și plângerea și la Curtea Justiției și la prim-ministru, Superiorul prim-ministru, la Magistraturii, Consiliu, da? da, tot, da, peste tot a făcut avocatul meu plângere și acum am sunat și la presă, am sunat, deja mâine au zis că să facă interviu, nu știu unde, nu știu cum să-i mai eu, dar nu vreau să-i scăp acasă, credeți-mă că pe Ucraina, pe Sochi o să fugă, ei știu că sunt niște bandiți și încă vecinii mei sunt doi copii de 22 de ani. Ei, copiii nu mai sunt la 22 de ani de a-mi răspund. Da, nu știu ce să fac, Dar nu știu, de de ce partid. l-au omorât? Aveau vreo intrigă Tata mai revenise veche, din o șiudă mai veche sau pentru Ucraina. bani Nu, sau... tata revenise. Da, bani, da, eu căuta bani. Ei au patru, dacă nu mă greșesc, au patru articole atribuite la dosarul lor, e huliganism, omor și furt, că ei l-au bătut. Dacă puteți vă uitați, chiar a fost publicat decesul lui, că a fost bătut în Ialoveni Horești 19 aprilie 2019. Că ei l-au bătut, l-au legat, l-au lăsat să zacă în baie, Dar l-au de ce lăsat se să zacă judecă la în... Hâncești dacă au fost la Horești Nu, Ialoveni? nu, e judecătoria Hâncești, da, Dar așa e s-a Ialoveni, constituit. ședințele sunt Da, Ialoveni. Ialoveni, Am înțeles. da, exact, da. Și nu știu, zic, poate pe dumneavoastră cineva mi-a sfătuit, poate pe dumneavoastră cumva să facem să nu știu Eu cum. am înregistrat mărturia dumneavoastră și public, dar mai mult de atâta nu pot să fac. Când era timp de pace, mă duceam, mai protestam la CSM, la președinții, la guvern, la instanța de judecată, mă duceam la Ioloveni, la ședință. Acum suntem toți prinși în casă și nu Da, putem mai da. mult de atâta.
Dar trebuie Da. făcut presiuni ca judecătorul acela să ia în mânci. Nu cred că e incompetent că trage de un an de zile de timp Da, și nu-și dă da, seama că o să trebuiască eliberat. da. Dar Sau ei e acum corupt? se eliberează acum, la un an de zile ei se eliberează. Ca așa prevede legea, da. Sunt multe cazuri când oamenii sunt ținuți mai mult de un an în Da, dar închiși. vedeți că unul din ei o recunoscut Păi și acum dacă o are recunoscut, 5. măcar pe acela trebuia să-l judece în procedură simplificată, să-i dea o sentință cu reducere de pedeapsă și Da. să măcar unul Nu se să stea închis. prezentau avocații, nu se prezentau avocaților, se luau avocați de birou, veneau avocații de birou și ziceau că eu nu sunt pregătită, eu n-am făcut Adică de cunoștință stat, cu plătiți de stat demersul. avocații, da, Da, din da, oficiu. da, da. Da. Și iată, așa s-au închis și atâți face un an de zile și... Doamne, tare n-aș vrea să-i scăp, nu știu. Dar măcar Deocamdată cineva care ei, spune chiar dacă se vinovat, unii inculpați, încă vina lor nu le-a fost demonstrată și ei sunt prezumptiv nevinovați. Poate doar acel care și-a recunoscut vina putea fi condamnat, dar eu nu înțeleg de ce instanța a tras atâta de timp. De pentru regulă, că... dosarele penale se examinează foarte mult. Eu am unul care are vreo 9 ani și încă nu există o sentință. Da, dar măcar știți, nu le dea drumul acum acasă, nu se folosească din motivul carantinei și le dea drumul acum acasă. Dar eu tare mă tem că lor o să le dea drumul acasă. Și pe Ucraina, prin Sochi, eu să fugă. Personal, eu cunosc persoane care sunt fugite de omor prin părțile astea unde nu sunt frontiere, mă înțelegeți cum? Am înțeles. Mulțumesc pentru mărturii și pentru încredere. Am Mulțumesc înregistrat și publicăm. O să mă uit și pe site-ul judecătoriei să văd câte ședințe s-au făcut. Poate îmi scrieți numele lor, al inculpaților. Da, Și da, da, vă monitorizez trimit. cazul ăsta să vedem cum se desfășoară. Da, vă mulțumesc de mult din suflet, vă mulțumesc Mulțumesc. frumos, Îmi vă pare recomand rău acest să aflu adevăr. despre tatăl nostru în felul ăsta, după incidentul acela din gară. La Da. revedere, Da. sănătate! La revedere, vă mulțumesc mult, o zi bună.